Capitolul 23. Iată cele din urmă cuvintele lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții, când răsare soarele, în dimineața fără nori. Ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeață. Măcar că nu este așa casa mea înainte lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Dar cei răi sunt toți ca niște spini pe care îi arunci și nu iei cu mână. Cine se atinge de ei, se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei sulițe și îi arde în foc pe loc. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Iosheb Bas-Shebet, Tahchemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru lupte, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada. După el, Shama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte, și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Trei dintre cei 30 de căpetenii s-au pogorât pe vremea seceratului și au venit la David în peștera Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâse în valea Refaim. David era atunci în cetățuie și ostraja filistenilor era la Betleem. David a avut o dorință și a zis, cine îmi va da să beau apă din fântână de la poarta Betleemului? Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântână de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David. Dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis, departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta. Să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieții lor. Și n-a vrut să o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. Abishai, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni și i-a omorât, și a fost vestit între cei trei. Era cel mai cuvază din cei trei și a fost căpetenia lor, dar n-a fost la înălțimea celor trei din tâi. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpadă. A omorât pe un egiptean groaznic la înfățișare, care avea o suliță în mână. S-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și a fost vestit printre cei trei viteji. Era cel mai cuvază din cei 30. Dar n-a ajuns la înălțimea celor trei din tâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape. Asael, fratele lui Ioab, din numărul celor 30, Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem, Shama din Harod, Elica din Harod, Heleț din Pelet, Ira, fiul lui Icheș din Tecoa, Abiezer din Anatot, Mebunai din Hușa, Salmon din Ahoah, Maharai din Netofa, Heleb, fiul lui Baana din Netofa, Itai, fiul lui Ribai, din Gibea, fiilor lui Beniamin, Benaia din Piraton, Hidai din Nahale Gaaș, Abi Albon din Araba,
Azmavet din Barhum, Eliahba din Shalbon, Bene-Yashen, Yonatan, Shama din Harar, Ahiam fiul lui Sharar din Arar, Elifelet fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatit, Eliam fiul lui Ahitofel din Gilo, Hețrai din Carmel, Paarai din Arab, Igeal fiul lui Natan din Soba, Bani din Gad, Țelec Amonitul, Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Seruiei, Ira din Yeter, Gareb din Yeter, Urie Hetitul, de toți 37.